and not only for us, in 1407, the first bank of the world was founded there. The Genoese were bankers. The merchants who wanted to build this church didn't have enough money, so they built the shop, they rent the shop, and with the money gained this way, they could build the church. No, maybe the reason is the priest of the church. Până și în perioada renascentistă, da, vorbeam de un anumit mod. Thank you.
Comedie la un compromis, pentru că filmul lui de astăzi a fost filmul literar și a fost adoptat de către întreaga Italie. Eu nu am amestec de dialecte acolo și l-au preferat pe acesta. Restaur cu Pernan. Chiar dacă noi suntem patru mângri de strada Scurii, de la noi din Brașov, aici în centrul din Genova găsim peste 25 de străduțe pe care, în cadrul cărora nu poți să împinzi brațele. Deci sunt atât de mult. Genoa independent republic and they have been ruled by the Doge. Ne reamintește că și Genova, la fel ca și Veneția, au fost republici independente conduse de către Doge. And the Doge, the first Doge in Genoa was in 1339. And the last one, 1805, when Napoleon arrived, Genoa lost its independence. 1805. Ce s-a întâmplat atunci? A venit Napoleon, da? Și s-a zis. Poate la exterior, da? Dar dacă veți intra în interior, lipsesc freșcele, lipsesc decorațiunile. There are just a few fresco, but just a few. And there are no pieces of furniture because every Doge back to his own mansion. Deci, pentru că fiecare doge obișnuia să vină cu propriul mobilier, dar restul eliberau terenul. Pentru 2 ani locuia aici
și după schimbare. But today we use it for exhibits, fine art exhibits, temporary exhibits. Galerie de artă, dar cu expoziții temporare. So now there is an exhibit of Bert Morisot, the painter, and so on. Anyway, look at the facade. The facade seems to be marble, but it is painted. The columns are made of bricks and painted. Okay, and here, deși aveți senzația de marmură, nu e. But, pur și simplu a fost pictată de așa natură încât să semene cu marmură. But, ai și bine, nu? Real marble are statues on the top. Dar ar fi ceva marmură acolo în dreptul statuilor, adică statuile însele. Prendere il mia mamma sì, sì. Vechea poartă a orașului. This which dates back 1155 when the Genoese a construit în 1175 când genovezii were absolutely afraid of Federico Barbarossa, the emperor, who was in Milan menacing the city, and so they built the walls. De frica lui Barbarossa au construit acele ziduri. But actually he never came. Barbarossa n-a venit niciodată. But anyway, n-a we need the zona, dar frica i-a făcut să le înalțe. And because this is the only part that still exists on that wall. Din vechea fortificație e singura poartă care a supraviețuit. It has been always restored century after century. E restaurat ocazional, dar a fost restaurat secol după secol. Tocmai de aceea diferența între materialele de construcție pe care le vedem. Even when it was not anymore used for entering and exiting the city, because they, as soon as the city became secure, they built newer and newer and newer walls. But anyway, they always maintained this gate as a kind of a symbol of the city of Genoa. A rămas în picioare chiar și după ce n-a mai fost nevoie propriu-zis de zidurile orașului. Dar a rămas simbolul perioadei medievale. And now, little by little, we are going to go. So, Christopher Columbus, we say, he was born in a little village near Genoa, among the mountains. That little village was a part of the dominion of the Republic of Genoa, so that's why we can say he was Genoese. Teritorial vorbind, sub incidența Republicii Genova și de aceea se spune că a fost genovez.
And the family of Christopher Columbus moved here when he was 5, so he spent here as a child. S-a mutat în oraș, în schimb, când, la vârsta de 5 ani, iar copilăria așa de ce So Genoa was totally destroyed. Even the house of Christopher Columbus was destroyed. So following the legend, the tradition, the Genoese rebuilt it with the same stone, the same bricks. Casa arăta într-adevăr aproape similar. More or less. Casa, so we can honestly say he was living here in this area, not inside this house. But this is one of the main attractions of Genoa, because everybody from all over the world come here to see the house of Christopher Columbus. A rămas una dintre cele mai vehemente aproape atracții, turistic vorbind, la Genoa. Anyway, inside, no. Today is Monday, so on Monday is the museums and are closed in Italy. But inside there is nothing except except some tomatoes and potatoes in plastic to show to the children, you know, the vegetables that Christopher Columbus brought to Europe from the New World. So, but before leaving this area, I wanted to show a very important building that was on the right. It's a skyscraper. I know it is not very tall, but it is the first skyscraper of Italy. It has been built in 1936. The architect was Italian architect Marcello Piacentini. He was the favorite architect of Mussolini, so he worked wherever in the country. Și vei avea libertatea de a construi ce îi place oriunde în țară. He went to New York City, he saw the Empire State Building, which was brand new. 580,000 inhabitants, less than 600,000, but we have 300,000 consumers. So half the population moved by scooter. 5,000 de locuitori, 3,000 de motocicletări. E unul dintre principalele mijloace de transport. Half the population moved by is the easiest way, because in the center there are no car parkings. Asta pentru că în centrul Pocmat vedeam există parcări. Noi a trebuit să lăsăm autocarul. Let's go down. Ferrari, not Ferrari, nothing to do with cars. Ferrari,
Washington, da? De Ferrari was the name of a very rich man. De Ferrari a fost, de fapt, un antreprenor, da, foarte bogat. Who gave, in 20 million liras, a huge amount of money, for restoring the port of Genoa. A donat o sumă considerabilă de bani pentru restaurarea portului din Genoa. And so the main square is dedicated to the portul era atât de important. And the port avem și să vă rog să a fost fontana pe care which is the symbol of the city center. Anyway, n-are de-a face cu asta, dar jocul de apă, da, reușea să recreeze această situație. În putea care funcționează. Anyway, this building, this round building here, was the stock exchange of Italy, of of Genoa. Now it's closed because in 1999 they closed the stock exchange in Italy. We just have the one in Milan. Okay, bursa a fost deschisă în această clădire, iar ulterior închisă pentru că totul s-a mutat la Milan. This building with the Fasano, aceasta care amintește castel de Nisip, e foarte importantă. The region of Liguria, the region. So the president of the region. Întreaga regiune Liguria, dar președintele regiunii europeiești este aici. We don't have any president now. Our president is in jail. Președintele e momentan închisoare. Yes, but yesterday and today the people of the region are going to vote the new one. Dar oricum nu prea contează pentru că ieri și yes. Chiar astăzi suntem în ziua de alegere. Au început alegerile ieri și azi. It was captured, it was in it was in prison. September. It's a very important date for Italians, 20 September 1870, the unit of the country, you know, in 1870 the Italians fought to be united, so that in every city of Italy there is a square or a street. And is the Opera House. Partea dreaptă, stânga dumneavoastră, dar pentru că în continuare e spațiu și pentru mașinile mai mici, pentru distribuția mărfii. So, before 1550, înainte de 1550, where we are now, there was an hill, a mountain. Aici nu era nimic, decât un munte, o colină. It was totally destroyed. They worked during 8 years destroying everything to create a flat. Pur și simplu au tăiat-o, dar au tăiat muntele pentru a crea acest spațiu. For creating a new street. Și a crea noua stradă. Where the richest noble family of Genoa could build their palaces. Cele mai bogate, dar din Genova aveau nevoie de spațiu imobiliar, da? Până la urmă, au fost o afacere imobiliară pentru construcția palatelor genovese. So, we can say that in the second half of the 16th century, a kind of a competition among the family took place. Of course, and each one of these palaces was for a family, I mean six people, father, mother, two children, grandmother, grandmother. So they were bankers, the richest bankers of Europe. Cei mai bogați bancheri ai Europei, nu uitați că în 1947 existat în oraș. Primăvara.
They it was never sold, so it was maintained by the same family. So there are many collections inside. And in the last owners in 1958, two brothers, they were 82 and 84. But they didn't have any son, so they decided to give it to the Italian government. With a rule. They say. This building should be open to the public forever, not on Mondays, but trebuie să fie deschis publicului, da, tot timpul, nu doar sâmbătă sau duminică. But, not transformed into a real museum. I mean, not with the lights in front of the paintings, the name of the artist, but everything is as well it was before. Dar să fie păstrată intimitatea, nu transformat într-un muzeu clasic, cu reflectoare, da, asupra lucrărilor de artă, cu început turistic foarte bine definit, ci pur și simplu o casă, da, nobiliară, un palat în care te poți plimba în voie, fără să fii direcționat și să poți admira de parcă ai fi un invitat. Da, e o familie imobiliară, pe care le-ați văzut, mare parte din ei. Așa numitele capele familiale. San Luca face parte dintre acestea. O capelă privată. Are they private or we can enter? Putem intra puțin? Da. Ok, cine își dorește? Țineți-vă locul în șat pentru următorul de zi.